atunci este o zi pe care nu am marcat-o cu insucces, ci doar am constatat că suntem cu un pas mai aproape de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. S-a dat o încheiere pentru prelungirea unui mandat de arest care, în opinia apărării, deja a expirat în momentul în care se examina. Vorbim de acel mandat de arest eliberat încă în perioada când Platon, cu ajutorul acestuia, a fost reținut în Kiev și apoi răpit ca să ajungă în Republica Moldova, deoarece asta demonstrează avocații din Ucraina că procedura de extradare este una ilegală și s-a făcut cu foarte multe încălcări, inclusiv modul și felul în care el a fost transportat în țară. Astfel, acest mandat întrerupt la o anumită perioadă, pentru că 30 de zile, aleluia, ale acelui mandat au expirat încă în data de 25 august, nu putea fi sub nicio formă prelungit. Cu atât mai mult sub motivele pe care le-a dat judecătorul, niște motive formale, cu niște riscuri absolut formale.